La aceasta au lucrat la standardizarea rasei. Punctul în obraz vedeți că este lipit. Aici forma ochelarilor de asemenea este întreruptă, nu este bine definită, dar este mult mai mare. Deci fluturele belgian despre care v-am spus. Urechile sunt puțin mai mari ca și a celuilalt. Așa, uită-l pe iepuroiul, banditul. Așa, o să băgăm și să o vedeți pe fetița ei. E ceva asemănător, dar mai aproape de fluture, să spun. Îl mai am și pe fluturașul, asemănător cu ea. După cum vedeți, pe nas, pata e mai, deci e mai bine definită, alb, are mai puțin alb. La ochelar vedeți că s-a făcut ochelarul, dar nu are puncte. Deci nu are punctele în obraz. Aici pe coloană, vedeți, coloana îi destul de ok, fiind lată, dar este întreruptă. Și punctele aici pe punctele pe pulpă și aici pe burtă, deci este un fluture englez. Dacă observați, după cum am spus în detaliile anterioare, este un fluture englez. Dar tot categoria fluture. Așa. Aici avem belgiana, despre care v-am spus. Iepurele belgian. Hai să te scoatem pe masă. Deci asta e belgiana de la vecinul. Așa. E lungă, mare. Așa. Fiindcă alăptează, după cum vedeți, și acum are urechile mult mai mari. Nu-i voie, mă. Acesta îi e haicol masculul. Acum să îi punem așa un lângă altul, să vedeți. Nu-i voie, mă. Se pare că îi încălduri. Nu-i voie, mă. Nu-i voie. Deci nu o să o bag acum. Așa. Aici sunt fetițele, după cum vedeți, sunt mult mai încărcate și punctele le au în obraz, dar sunt foarte încărcate. Fluture belgian. Pe nas, aici vedem că o dat un colorit mai bun. Și la sora ei, hai aici să te vadă populația, hai mă, așa vedeți că are un colorit mai bun, ăsta-i prăpădit, sare peste tot, e dornic de montă, așa, deci asta am vrut să vă arăt de belgian și fluture. Și derivatele acestora. Aici să vă mai arat iepuroicele astea, două surori. Tot așa, asta e mai încărcată puțin. Aceea e mai, se vede mai evidențiată dunga de pe spate. Surori. Aici avem ceva asemănător. Puiuți din ele, însă și urechile sunt întrerupte, dar putem să-l numim fluture. Este fluture englez. Așa că nu se greșește cu nimic că spui belgian sau fluture, sau fluture englez, sau fluture belgian. Hoppa, banditule! Am vrut doar să mă fac înțeles în legătură cu istoricul lor. Nu știu dacă m-am făcut înțeles pentru toată lumea. Și ca să încheiem videoclipul cu strămoșul belgian,
ca să zic așa. Vedeți și voi. Aceștia sunt belgienii, grifier și gricincila. Acesta e gricincila și aceștia sunt grifieri. Cu strămoșul belgian. Această femeie e gestantă, după cum vedeți, are burtă mare, începe să smulgă, să năpârlească. Nu știu dacă se vede mărimea sau puteți aprecia. Nu sunt foarte mari pe cum își imaginează unii, dar în momentul când îi ridicați, aici se simte diferența de greutate. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, achiziționați-vă și voi și veți vedea diferența între iepurile de coteț și belgienii sau haicol. Cam atât cu acest video, vă salut Ariel și iepurii, la revedere!